Ladies and gentlemen, sezonul 8 din Game of Thrones a debutat fulminant cu balauri și nu multe alte chestii. Tocmai de aceea, în locul multor chestii care se întâmplă de obicei într-un episod, s-au propus mai multe teorii. Una dintre acestea, despre cum ar putea să continue sezonul și cum să se finalizeze întreaga serie, are legătură cu primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc. Există zvonuri cum că Emil Boc ar putea apărea, așa cum a făcut și Ed Sheeran, într-un episod din Game of Thrones. Să spună colegii mei și invitați dacă există vreun adevăr acolo, dacă se menționează ceva în cărți. Se poate așa ceva? E voie? Doamne, da. Eu nu că vreau să mă laud sau din astea, dar pe mine Georgica m-a sunat și în anul trecută, domnul R.R. Martin pentru voi, că eu mai scriu din astea și sărac a rămas cum să termine și eu am spus cum să termine, că i-am zis, bă, Georgica, care e personajul tău pe care îl iubește toată lumea? Și Tyrion Lannister, hai să nu ne mai ascundem în spatele degetelor, toată lumea îl iubește și am zis, bă, acum pe restul că eu mor cu oameni de zăpadă, aia e treaba ta, dar pe ăsta trebuie să-l ții și ar fi fain să bagi un copil de-a lui să urce pe tron, știi? Și atunci ar fi cumva să-l bage pe Bo ca și copilul lui, dar pe linie de sânge, copilul lui Tyrion, adică tot un fidget spinner din ăsta mic, cu care lumea să simpatizeze și s-a potrivit că e foarte bun, l-ai văzut cum dă-n tobe, deci cum dă-n tobe și îi obișnuit cu dragonii, că e fiecare an untold, da. Deci e perfect match. Midget spinner din ăsta, da, e perfect, deci o să, nici să nu vă așteptați, că o să apară acolo, el ia tronul. Da. Eu nu știu cât mai putem stabili recorduri la împins jumătăți de adevăruri în față, domnul. Că zicem, dar zicem lucrurile, pretindem că facem dezvăluiri, dar zicem pe jumătate. Adică? Păi adică, ați menționat Antoldu, da, se știe, sunt cei de la Game of Thrones, așa, cu Emil Boc, pe filiera Antold, a fost ăsta Hodor, a ca fost. DJ, a fost? A fost. Păi a fost, nu? Ești așa cu Emil Boc. Păi și acum îl trimit pe Emil Boc la Game of Thrones, dar ca schimb de experiență, domnule. Dar de ce nu ziceți că a contribuit și la scenariu? Cu intri și cu urzeli din primărie, pur și simplu a luat scriptul la niște stenograme, niște discuții, nu vreau să zic mai mult, domnule, și le-a băgat în, pur și simplu le-a băgat ca scenariu. Dar de-aia bagă pe Emil Boc, că el e obișnuit să-i să urzească tronul de sub cur. Păi da, asta... No. Băi, o și ce nu, de ce nu ziceți de metrou? Că o să fie, mă rog, așa zis metrou, săpat pe sub pământ între clanuri. Domnule, nu se sapă metrou încă pentru că vin White Walkerii peste noi, domnule, dar n-aveți un pic de respect față de cetățenii noștri. N-ați văzut ce se întâmplă când ies White Walkerii de sub tunele? Nu mai zic să fim serioși. Păi eu nu mai zic nimic. Sunt multe indicii. Nici Westerosul, nici Clujul nu au metrou. Și Clujul și Westerosul au un zid în spatele cărora sunt niște sălbatici. La ei este un zid de gheață, la noi e un zid de gunoi și dincolo este patărâtul. Deci sunt multe paralele și sunt multe chestii care... Ce am vrut să vă întreb? Domnul, de ce tace? Nu pot fi coincidențe. Da, nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Adică, credeți-mă pe cuvânt, pentru mine ar fi total neașteptat ca din toate figurile astea ilustre pe care le avem pe domeniul cinematografiei, în Cluj-Napoca și al teatrului, să ne iei căpetenia. Bă, să le ia, domnule, bă, știi ce? Să le ia pe Piersic. Să le ia pe Piersic pentru că ăsta are și experiență și face și liniște pe la Glacojogna că domnule, azi mâine începe sezonul. Domnule, dacă îl bagă știu că Piersic este pentru... Și auzi, domnule, dacă trebuie, eu fac și o mișcare, da? Boc, got, not. Dacă le ia pe Piersic, cam câte replici trebuie să-i dea? Da, dar și mai serios că... cu 4 sezoane. Și acela este alt serial, este The Walking Dead pentru Piersic, nu? Da, nu. Confundați, domnule, confundați serialele, nu. Deci, Iron Throne, Boc, for life, hashtag. Așadar... fiți cu ochii pe HBO și pe următoarele episoade și mai ales la jumătățile de personaje, s-ar putea să vedeți acolo un clujan mic care să vrea să taie un sfert din bugetul serialului. Mergeți până. Dar vă rog, fără din astea spoilere, da?